Șeful Centrului Prognoze Meteorologice, Ghenadie Roșca, spune că de regulă în luna septembrie temperatura aerului oscilează între 13 și 15 grade Celsius, iar în octombrie între 11 și 13 grade, dar în acest an s-au înregistrat cu 4 și respectiv 6 grade Celsius peste limită. Totodată, în luna septembrie a fost înregistrată o temperatură record de 36 de grade timp de 2 zile consecutiv. Da, într-adevăr, din anul, toamna anului 2020 a fost cea mai caldă din toată perioada de observație, adică începând din 1886 și până acum. Dacă vorbim și de precipitații, deja precipitațiile s-au încadrat în limitele, tot așa, peste limită, fiindcă dacă el ar trebui să osceleze între 60 și 120 de litri pe metru pătrat, la noi a fost cu 30-40% peste limită. Creșterea temperaturii a fost generată de o masă de aer cald care a traversat țara noastră și debutul iernii în acest an este un pic altfel. Dacă vorbim în general de prima decadă a lunii decembrie, deja la noi se atestă cu temperaturi sub limita normală, fiindcă dacă la momentul actual ar trebui să avem valori între minus 2 și plus 1 grade Celsius, la noi deja sunt cu 3-4 grade Celsius sub limită. Meteorologii prognozează vreme mai caldă pentru următoarele 7 zile, cu temperaturi mai sus de 0 grade. Astfel, ziua se vor înregistra între 4 și 9 grade, iar noaptea între 1 și 6 grade. Svetlana Turcu, Nicolae Vasiliev, Accent TV.